Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bun găsit la o nouă emisiune Bezei Live. Astăzi îl avem în studio pe părintele Calistrat Chifan de la Mănăstirea Vlădiceni din Iași, iar părintele ne va vorbi în emisiunea de azi despre sfinții din icoane. Există icoane care să încadreze pe toți? De ce anumiți sfinți nu sunt pictați în biserici? Ne va povesti părintele astăzi. Sărut, dumneavoastră, părinte! Bine ați revenit! Bine v-am găsit! Hristos a înviat! Mulțumim la cei ce ne ascultă și să aibă și răbdare să ne asculte! Adevărat a înviat, spun și eu în numele lor. Părinte, prin puterea bisericii, nu știu, există posibilitatea ca toți sfinții să fie implicați în slujbă, într-o icoană, în atenția credincioșilor? Luată per general, nicio slujbă a bisericii nu se sfârșește fără acest otpust, care înseamnă sfârșit. Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile prea curate Maicii sale, acelui între sfinți, să spunem, Ioan Gură de Aur, Vasile cel Mare sau Grigore Dialogul, dacă săvârșim una din Sfintele Liturghiei, apoi Sfântul Ocrotitor a acelei biserici, oricare ar fi el cu hramul, apoi Sfinții Zilei, apoi Drepții Dumnezeiești, Părinții Achim și Ana și ale tuturor sfinților. Deci, întâi așa se spune, să ne miliască, să ne mântuiască ca omul și viitor de oameni. Strana spune amin și noi mai spunem încă o dată. Pentru rugăciunile tuturor sfinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiule și Cuvântul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi și strana spune din nou, amin. De ce spune Biserica acest lucru? Noi facem statistici. Spunem, de exemplu, la ora actuală avem pe glob 7,5 miliarde de locuitori, în dată 8. Se nasc într-o zi pe secundă 4 oameni și mor 5,2. Se căsătoresc 100 și se despart 70. Se înscriu la facultate 1000 și termină 100. Tot felul de statistici. Asta, cu asta se ocupă statistica. Ei, trebuie să înțelegeți o statistică nescrisă a lucrurilor, că în fiecare ceas pe globul pământesc, în împărăția lui Dumnezeu, se naște un sfânt sau un suflet mântuit care s-a bucurat de mila și harul lui Dumnezeu. Și mă veți întreba, de ce lucrul ăsta? Dintr-un lucru foarte sigur. Luăm cetatea noastră, Iașului, unde avem maxim 5-6 cimitire mari. Sfântul Pavel, Eternitatea, Sfânta Treime, Sfântul Bunavestire, Sfântul Vasile, care le știu eu în mare. În orice ceas din zi și din noapte merge acolo, în capelele mortuare, există un defunct care așteaptă plecarea spre cereștile locașuri, adică punerea mormânt, pecetuirea gropii și sufletul să plece la cer. Dar gândiți-vă că în țara noastră sunt în jur de 30.000 de biserici, total. Așa. Poate nu în fiecare zi în toate aceste biserici există un adormit, dar cel puțin unul pe săptămână obligatoriu sau unul pe zi obligatoriu, dacă nu chiar doi pe zi sau trei pe zi sau patru pe zi, dar care nu adorm toți odată. Fiecare, cum să fac eu să înțelegeți, dacă ne ducem la morga unui spital, zilnic în frigiderile spitalului există un defunct care a fost examinat, pregătit de îmbălsămare, pregătit de pus în sicriu și de dat familiei pentru înhumare. Ei, aceasta ne face pe noi să credem că acest organism viu, biserica, care veghează prin Duhul Sfânt această lucrare a celor adormiți, veghează și intrarea în împărăție deopotrivă a celor drepți și a celor păcătoși. Cei drepți să vadă ce au câștigat în drumul sufletului și mergând 6 zile prin frumusețile raiului și cei păcătoși mergând 30 de zile prin muncile întunericului ale iadului să vadă ce au pierdut după ce au văzut frumusețile raiului. Și de aceea spun că în fiecare ceas pe planeta aceasta se naște un sfânt. Noi nu avem încă statistica sfinților din toate cimitirele României. Noi știm că a murit bunicul, străbunica, bunica, mama lui bunica, străbunica lui bunica, unchiul, mătușa, sora. Deci fiecare avem un arbore genealogic în spate de 7, 8, 9, 10, 15, 20 de persoane. Acum e mai scurt arborele genealogic pentru că
A murit mama și a rămas tata, a murit tata și a rămas cățel. Mai scurtă genealogia. Dar dacă luăm primul și al doilea război mondial, când mama româncă avea 11 copii, 9 copii, 10 copii, 16 copii, 7 copii, 8 copii, 12 copii, acolo arborele genealogic a fiecăruia mai avea și la un 4, 5, 6 copii. Încă mai există și astăzi un 5, 6, 8 nepoți care au făcut și ei câte un copil, deci arborele există. Dar noi știm că moartea seceră permanent cu trimitere din cer, ceea ce are de chemat pentru veșnicie, și așează fiecare, cum spune Apostolul Pavel, în rândul cetei sale. Deci biserica nu poate, din punct de vedere pământesc, luptător, nu poate gestiona fiecare sfânt în parte decât numai într-un anumit fel. Cântând slujba înmormântării fiecărui trup în parte, de aceea avem slujba înmormântării, de aceea este interzisă incinerarea și nu-i considerat un act creștin mai mult păgânesc, dacă ai șansa să-l pui în pământ să putrezească, nu să-i dai foc. Mă rog, e alegerea fiecăruia și aici trebuie să ne justificăm că putem trezi vreo conștiință care se deranjează. Și spunem că trupul e templul Duhului Sfânt, în el a stat sufletul. De aceea sufletul e obligat cu acest trup să se întâlnească la judecată și să stea amândoi în fața lui Dumnezeu. Acum nu spune nicăieri că cel care a ars nu se va întâlni la judecată, că din cenușa pământului se va ridica el, pentru că stă scris acolo, cei pe care apa i-a înghițit, păsările, peștii mării, sălbăticiunile, focul i-a ars, scrie în Proscomidia Morților. Deci oricum ei vin la judecată. Și acele trupuri vor străluci. Și spune așa, drepții vor străluci ca soarele. Sfinții vor judeca lumea. Și atunci, noi n-avem de unde să știm câteva lucruri fundamentale. Luăm istoria românilor. Iachim de Vicina este primul după 1000 și ceva care face începutul țării românești și existența ortodoxiei în spațiul danubiano-pontic până la Sciția Minor, prime 300 de ani, în marele complex comercial grecesc al Dobrogei, unde s-au ridicat o sumedenie de sfinți pe care noi îi și cinstim astăzi. Epictet, Astion, Filipos, Atalos, Zotic, Camasis, Maximus, Quintilian și Dada, Maxima, soția lui Montanus, parcă-i preotul, și Maxima e soția, și tot felul de sfinți geți de acolo din Sciția Minor, pe care biserica i-a descoperit de-a lungul timpului și cercetările arheologice au descoperit acele morminte funerare cu osemintele lor, cu cărămizile funerare, cu trupurile, cu osemintele lor, fie strălucitoare, fie mirositoare, fie vărsătoare de mir și așa mai departe. Nu aici mă opresc. Neavând niște documentații exacte, trecând prin invazii, vizigoți, barbari, slavi, huni și alte generații goți și cine a mai trecut prin lumea asta, mongoli, tătari, turci, ruși, polonezi, austrieci, ce am mai avut noi? Noi nu știm câți oameni au fost luați, robi sau roabe, ienicieri sau spahii la turci, pentru că era o vreme când domnitorii țării românești dădeau tribut câte 500 de copii pe an. Botezați creștini, crescuți creștini, care mergeau în hoardele otomane și deveneau luptători, se întorceau spălați pe creier, ca să nu le spunem astăzi zombi, și omorau propriul popor, pentru că așa erau educați de mici copii. Să fie puternici, să omoare, să ucidă, să prade și să trăiască din demnitatea militară. Asta era regimul vremii de atunci, Evmediu. Mediu. În schimb, avem foarte mulți martiri, foarte mulți mucenici, foarte mulți mărturisitori și apărători ai dreptei credințe, care au fost uciși de-a lungul timpului în 300 de ani de istorie romană, începând de la Nero, la Dioclețian, până la libertatea edictului de la Milan, 318, al împăratul Constantin, când biserica a stat în catacombe. Noi avem înșirați pe zile anumiți sfinți care au fost ținuți minte, care nu au fost uitați, care au fost trecuți în niște scripte, care au fost trecuți în niște documente, cât s-a păstrat și cât s-a putut ține evidența. Dar pe toți nu-i știm niciodată și nu-i știm nici pe cei care se formează noi. Deci noi nu-i știm pe cei care s-au mântuit, pentru că sfinții în rai sunt de mai multe categorii.
Aceasta este o problemă fundamentală a bisericii care ar merita niște dezbateri mult mai lungi decât data Pascaliei și lumina de la Ierusalim. Că Dumnezeu e ființa supremă care a iubit lumea și a venit și ne-a mântuit și ne-a trimis pe Fiul Său ca să avem noi mântuirea și spălarea păcatului strămoșesc. Și poate să o facă și joi și vine și sâmbătă și duminică, o face când vrea El și nu ne întreabă pe noi. Nouă ne-a dat ani și vremile, atât după mintea și priceperea noastră, că spune ani și vremile sunt în mâna Domnului, nu-i voaște ani și vremurile, mai mult de atât nimic în plus.